Salut! Sunt Ada și vă prezint recomandările culturale pentru astăzi. De la ora 19, Sala Radio găzduiește spectacolul Tango Simfonic. După cele două ediții ale turneului național Vă place tango, prezentate în toamna anului 2014 și în iunie 2015 în întreaga țară, alături de violoncelistul Răzvan Suma și de chitaristul și compozitorul argentinian Julio Santillan, Analia Selis vă invită la o seară de tango simfonic sub bagheta dirijorului Radu Popa, alături de orchestra de cameră radio și de pianistul argentinian Mariano Castro. Llega a estar fija el domingo, yo me juego entero y qué le voy a hacer. De la ora 19:30 la Teatrul Național București, în Sala Studio, se pune în scenă piesa Idolul și Ion, Anapoda. O comedie amară despre căutarea fericirii, scrisă de unul dintre cei mai importanți dramaturgi interbelici. O piesă al cărei erou, un subtil raționalist, își construiește personalitatea prin iubire, delicatețe și printr-o încredere neclintită în puritatea valorilor morale. Am citit bine? Foarte bine! Noapte bună, tanti! Noapte bună, tanti! Noapte bună, Miloana! Noapte bună! De la ora 20 la Godo Cafe Teatru puteți urmări piesa Copilul Problemă. Denis și RJ sunt un cuplu cu un trecut dubios, cărora asistența socială le-a luat copilul. Acum cei doi se află în camera de motel pentru a se întâlni cu Helen, asistenta socială care se ocupă de cazul lor, fiind convinși că le va aduce copilul. Lucrurile însă nu ies cum se așteaptă ei, pentru că Helen vine singură, lucru care declanșează un conflict mocnit între cele două femei. Acestea au fost informațiile culturale. Nu ratați programele TV Guide pentru alte informații dedicate timpului liber. Distracție plăcută!